Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Dream League Soccer 2020. După cum vedeți, seria mea a revenit pe acest canal, acest al patrulea episod și vin cu o surpriză pentru voi. Deci mi-a revenit seria că se stricase și după cum vedeți ce echipamente avem aici. Oare care sunt aceste echipamente frumoase? Mi-am ales echipamente de sezonul acesta, deși nu știu dacă acest echipament cu tricou albastru, pantaloni și psochii alea roșii e în acest sezon. Dar totuși, după cum vedeți, mi-a reparat țirea că mi se stricase ceva anume, nu mă știu exact ce. Jucăm cu Arsenal pe Arena Națională și după cum vedeți, bă, îl grădeam Gania, Bălaș, Agăman, Moții. Vă arăt primul meu 11. Ia priviți, Bălgrădean, Moții, Găman, Bălaș, Aganea, Hoban, i-am pus număr 26 pentru că nu, pentru că jocul să nu există Răzvan Waidă, știi? Pintili, Florinel, Coman, Nicușor Stanciu l-am pus pentru că nu există Tănase, Romelu Lukaku l-am pus pentru că nu există Noere și l-am pus pe Andone fiindcă nu există Vână. Și ce mi-aș dori să marcheze și Vână. Și vin cu o surpriză pentru voi în aceste momente. Și surpriza este că Harlem Neuer în viața reală și-a revenit. Și astăzi la meciul cu Astra el va juca. Și echipa noastră cu siguranță va fi forță nucleară. Deoarece vor juca și Neuer și Vână în același timp. Asta e surpriza, gol! Florinel Coman. 1-0. Deci, abia aștept să vedem pe Harlem Neuer dacă mai știe fotbal. Și să vedem dacă se mai pricepe în acest moment. Adică, vă dați seama și voi, Neuer și Vână în același timp, forță nucleară va fi echipa noastră. Bombă nucleară. Va fi o simplă echipă de fotbal. Da, mie îmi pare rău de Arena Națională și de Ghencea. Adică, Arena aici recunosc că a fost greșeala mea. Pe Arena Națională, nu știu cum să vă spun eu, dar chiar dacă este stadionul pe care joacă România, îl considerăm ca și stadionul celor de la FCSB, însă acum nu mai pot juca pe el și abia așa să le construiască un nou stadion. Ghencea mi-a plăcut foarte tare, de acolo am început să zic Raul de Ghencea, dar cât de frumos ar fi să își revină Ghencea. Pentru că acum ce facem? FCSB joacă la Giurgiu, când joacă la Giurgiu, când joacă la Pitești, Pintili, ho-ho, ocazie mare a lui Mihai Pintili, Nicușor Stanciu, Scorpion, a lui Andone, Florinel Coman, Romelu Lucu, Cacu, Stanciu, Hoban. Băi, Hobane, băi, Hobane. Tu știi măcar ce e aia centrare? De mă mir cum ai dat o centrare superbă în viața reală. Aoleo! Putem lua gol, să nu treci de bol așa. Pa. E gata, prima repriză, am făcut acum. Fii atent. Am făcut o șmecherie ca să nu mai dea, să nu mai bage reclamă. Ho-ho. Ce șmecher. Și după cum ați văzut, nu prea am prind internet aici. Și este gol! Da, cu arbitrii ăștia, orice gol e anulat. De mai ori că nu l-aș arăt și Florinel Coman. Iată, Cristi Ganea marcase, însă arbitrul vede offside. Leno, ho-ho, e un jucător de-a nostru acolo. Andone! Un șut, respinge Leno. Bă, dar nu ți-ai de ce nu l-are în poartă pe Petru Ceh? Că e un portar mult mai bun.
Petru Cehă decât Leno. Andone. Bravo, Andone. Pintilii Stanciu. Poziție bună. Este corner. Bate Andone. Hobane. Ovidiu Hoban încearcă o semi-foarfecă, însă cum se duce mingea asta? Cât de slab se duce. Bă, dar se vede că eu nu prea mai știu să joc Dream League. Nu mai sunt obișnuit. Înainte câștigam cu 10 la 0, 13 la 0. Dar cu 2 la 0! Iată! Înțeles să zic că iar acum câștig abia cu 1 la 0. Dar se pare că a reușit să fac 2 la 0. Să vedem dacă le mai am cu Dream League-ul. Romelu Lukaku marchează. Iată, cu piciorul lui mai slab, piciorul drept. Ca și cum eu aș fi marcat... cu piciorul stâng, Stanciu, poziție bună, Stanciu, gol! Nicușor Stanciu, 3 la 0! Mai vreau să văd o dată această fază. O, am salvat din greșeală golul. Dar oricum, e un gol frumos. N-ai ce să zici. Ai, bă, frate, că le mai am, mă, cu Dream League-ul. Se vede că le mai am, mă, ziceam. Ok. Da, clar le mai am, clar. 4 la 0, Nicușor Sanciu. Marchează un gol frumos, dat-o pasă senzațională a lui Florinel Coman. Și Nicușor Sanciu reușește să scrie. Ozil. Cine stă, mă? Cred că îi se zice numele Ceaca. Dacă nu mă înșel. O pasă foarte bună pentru Nere, Nere la finalizare și gol. Nu este gol, e bară. Ho-ho. Și de ce am zis Nere? Nu înțeleg de ce am zis Nere, poate pentru că l-am pus pe Romelu Lukaku pentru că nu există Nere în joc, dar este mamă. Deci nu să nu, deci cum să vă spun, nu vă dați seama cât de mult mi-a luat să fac echipa cu Florinel Coman, cu Denis Mann, însă Denis Mann e dreptaci, pentru că nu eu mi-am făcut echipa, mi-a luat mult să descarc fișier de la un tip, aveam un mod cu FCSB și jucam cu Juventus Torino. În acest moment, asta vor fi echipamentele noastre, dar... Doar mai sunt fotbaliști români sau i-au luat ăștia? S-au luat ăsta pe toți. Dar mai sunt, să vedem, Denis Mann, iată-l. Oare să-l bag, oare nu? Cheșero, Andrei Vlad. Andrei Vlad, Cheșero, Mann... Pușcaș, Chipciu, Torje, Mitriță, Chiricheș, Radu, Dybala... What? Ce caută, mă, Dybala aici? Adi, Popa... Toți jucătorii sunt la nivel maxim. De ce am făcut asta? Mamă... Dybala, Adi Popa, Dragoș Grigore, Maxim, Gardoș, Bogdan Stangu și Adrian Stoian. Oricum, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uite să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare, nu? Popa!